Taximetriștii gorjeni și-au dat astăzi întâlnire la primăria municipiului Târgu Jiu. Șoferii au stat la discuții cu autoritățile locale pe teme care îi vizează direct. Că nu era tonul ridicat de către noi în relația cu reprezentanții taximetriștilor din Târgu Jiu, era mai mult între dânși și nu se înțelegeau pe anumite aspecte. Eu sunt convins, le-am și pus la dispoziție sala de consiliu și după întâlnirea cu noi, să găsească o cale de comunicare. Aș prefera, din calitatea de primar, este și domnul viceprimar Aurel Popescu prezent, aș prefera să vină cu 2-3 reprezentanți. Sunt astăzi 15, cred că, la această întâlnire, dar, cum să vă spun, au puncte de vedere diferite. Nu e rău, dar dacă s-ar constitui ca o asociație, ca un sindicat al taximetriștilor din municipiul Târgu Jiu, am putea avea 2 sau 3 reprezentanți cu care să putem dialoga permanent. Una dintre problemele pe care le ridicau era legată de acel dublu sens pe AICUZA. Și cred că o vom implementa în perioada imediat următoare și pe AICUZA, așa cum am procedat și pe 1 decembrie, vom lăsa stradă cu dublu sens, nu cu sens unic așa cum este în acest moment. La ora actuală, numărul taximetrelor este extrem de mare în Târgu Jiu. Autoritățile au luat decizia de a retrage din licențele expirate. Sunt foarte multe, nu știu la momentul acesta exact numărul lor, însă din ceea ce știu, suntem peste normativul impus de lege și orice autorizație care în momentul de față își pierde valabilitatea, se retrage. Nu se mai acordă o altă licență, deci nu se mai pot depune în acest moment cereri pentru autorizații pentru activitatea de taximetrie. În prezent mai există licențe de transport doar pentru taximetrele special dotate pentru persoanele cu handicap, în oraș fiind doar un astfel de taxi.